data nașterii poate să ne influențeze soarta. Studiind-o mai profund, ai putea să afli multe lucruri curioase, afirmă numerologii. Iar suma cifrelor date de naștere redusă la doar una, de la 1 la 9, reprezintă numărul personal sau așa zisă cifra destinului. Ce semnificație are și cum o interpretăm, aflăm de la numerologul Alisa Lungano. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Cifra destinului, interesant, dar spuneți-ne mai multe, ce înseamnă o cifra destinului? Deci, noi, de fapt, data de naștere este o carte de vizită pentru fiecare de noi. Și nu doar cifra destinului influențează, de fapt, este așa o cifră a misiunii și destinul unde trebuie să ajungem noi în final, dar prin anumite instrumente. Deci, toate cifrele care sunt în data nașterii și anumite calcule numerologice, de fapt, ne reprezintă toată viața, ne ajută sau ne împiedică. Wow. Wow. Da, sunt anumite energii. Deci noi, de fapt, suntem influențați de cifre sau, mai mult spus, de planete. Deci fiecare cifră are planeta ei care este influențată. Putem simplu vedea, spre exemplu, să analizăm datele de naștere. Da, eu m-am alăturat discuției pentru că sunt și eu curioasă. Da. Da, și sper că o să facem... Că stai cu mințica aici. Da, stau cu mințica pentru că abia aștept, da? Să okay, vă cin. Începem cu data ta? Sau da. Hai, Conea. Hai. Zero. Adică, așa. Deci, 2. 0, 2. 05 05 83 1983, de fapt, și 1 și 9 la fel ne influențează. Wow. Deci, okay. Sunt trei energii foarte importante, mm-hmm, care influențează viața noastră. Deci este cifra conștiinței, așa cum gândim noi, deci instrumentele noastre, este cifra 2. Deci 2. A doua este cifra cum gândim noi, este cifra gândirii, da? Este planeta care influențează atunci când noi acționăm, da? Gândirea noastră în acțiune este 5, este luna nașterii. Și a treia deja este cea mai importantă, este cifra misiunii. Aici la noi cifra misiunii este 1. Mm-hmm. Am calculat deja. Deci se adună, da, toate cifrele, se adună ca să toate înțelegem cifrele împreună și rezultat vom primi un număr din două cifre, apoi le adunăm între ele și avem un deja o cifră de la 1 până la 9. Deci aici avem energia 2, 5 și 1 și practic, mm-hmm, acestea sunt energiile cele mai importante. Ce e bine, ce îmi place mie în această dată de naștere, fiindcă noi gândim. Deci, cifra destinului este 1. Unde trebuie să ajungem ca cifra 1? Este un lider pe care îl conduce ego-ul, uh-huh, da? Așa, da, spus. Așa deci, este și partea pozitivă și partea negativă. Da. Ego-ul sănătos este foarte bine, dar să nu fie egocentrizm. Uh-huh. Ce ne ajută în cazul dat? Ne ajută cifra 2. 2 nu are ego. Deci, instrumentele cu care acționez sunt, de fapt, diplomatice. Da? Ce nu ajunge cifrei 1? Diplomație. Și cei care sunt născuți cu altă dată, deci nu le ajunge diplomație. Din așa motiv că noi ne-am născut cifra 2, deci instrumentele diplomației sunt perfect în acest caz ca să ajungem noi la cifra destinului 1. Cum gândim noi? Prin comunicare. Deci, de fapt, ești aici și comunici cu toată lumea, nu din simplu motiv. Este o comunicare analitică și comunicare prin explorare, adică ai nevoie mereu să comunici cu oamenii. Deci, de fapt, aceste toate energii reprezintă o misiune foarte frumoasă, adică să fii un lider, să realizezi ideile care sunt într-adevăr geniale. Wow. Asta este despre data, bine, e simplu, adică... doar din data nașterii putem vedea cum acționezi, cum gândești și care sunt instrumentele în acțiune. Am înțeles. Da, da, de parcă am auzit-o pe maică mea care cunoaște, mereu, da, mi-a zis că nu mi-ajunge diplomație. Da. Așa. Până în 30 de ani este foarte activă cifra conștiinței, da? Uh-huh. Și deja după 30 de ani deja intră în, așa spunem, așa în putere, cifra misiunii. Și trecerea aceasta este poate un pic mai complicată din energie, din cifra feminină, trecem în masculină, da? Posibil că au fost niște dificultăți, au fost la 30 de ani, un pic de criză, dar cu siguranță le-ai trecut, fiindcă ai energie foarte dar bună. Dar ce mă aștept în viitor? Vă rog, care este misiunea, deci, mea? Misiunea unde este realizarea tuturor ideilor. O să ideilor ajung președinte de țară sau nu? Cu siguranță este cifra care poți ajunge într-adevăr ca președinte doar prin diplomație, ești lider, deci unul este o cifră care este influențată de soare, sunt lideri, sunt cei care trebuie să strălucească pe scenă, pe scenă în direct sau, spre exemplu, pe scena vieții, nu contează unde, și realizarea ideilor, fiindcă ideile lor sunt într-adevăr geniale, ca, dar sunt foarte sinceri și...
Doamnelor succes. Și domnilor, orice s-a întâmplat, orice s-ar întâmpla, votați Traian Stoianov. Acum sau peste 20 de ani. Okay. Hai să văd dacă vin eu în calitate de concurentă ta. Și vedem Alexandru. Pe la Alexandru. Da, eu sunt 14. 14. 06. 06. 1987. 1987. Deci, avem aici cifra conștiinței 5. Deci adunăm 1 cu 4, avem 5. Iarăși apare comunicarea și explorarea a tuturor, așa spunem, toate domenii care există în viață. A doua cifră apare 6, da? Este Venera, așa cum gândim noi. Deci, cum gândim noi? Să vedem tot ce să fie frumos, creativ și frumos, confort, frumusețe și iubire. Este cifra iubirii și bunăstării. Este o cifră care este despre iubire, de a iubi tot ce o înconjoară. Și deja, în rezultat, noi avem cifra 9. Deci sunt filantropi, sunt lideri. De ce am accentuat că sunteți aveți și o compatibilitate foarte bună dacă o să fiți în partea pozitivă a cifrei? De ce? Fiindcă ambii sunt lideri, da? Doar că acesta este lider care de obicei activează în singurătate, dar are nevoie de instrumente care are cifra nouă, dacă face un pas în spate. Deci a activa în colectiv, a conlucra, a găsi persoane care gândesc la fel ca tine. Deci, practic, ești o persoană care are talentul de a delega, de a fi în colectiv, de a fi lider care delegează, așa spunem, un colectiv. Iată acum pe această cale, Sandra, am putea să ne adresăm conducerei acestui post de televiziune și noi am putea să urcăm câteva etaje direct în conducere, direct în managementul de top. Și nu o să aveți, dragii noștri colegi, probleme cu salariile. Absolut, asta noi putem să vă garantăm. Avem și un expert care confirmă că suntem numai buni de directori. Suntem compatibili eu cu el sau n-am vrut să zic la nivel profesional, în sens că suntem compatibili la nivel profesional, dar este ceva ce ne respinge unul de celălalt? Dacă noi conectăm ego-ul, desigur respinge. Dacă conectăm aici ego-ul, eu sunt sigur, știu eu cel mai bine. Deci există părerea mea și există părere străină. Și aici noi intrăm, nu invers, sunt filantrop. Nu am ego-ul, deci fac totul pe gratis. Deci practic, deci, până la urmă, Sandra, trebuie să mă asculți pe mine totuși. Deci trebuie să vă simțiți ambii unul pe altul, deci să învățați, nu să intrați în comunicare prin ego. Atunci când noi suntem, simțim colegul, persoana, partener, nu contează, sau un cuplu, deci noi trebuie să înțelegem ce are el și ce nu am eu. Și atunci se primește că avem rezultatul, da, misiunea realizată. Deci practic noi învățăm unul de la celălalt. Deci aici în cazul 1 și 9, deci cifra prima și ultima, da, aici cifra care este mai tânăr ca suflet, da, mai are nevoie de experiență și cifra nouă este cea care a trecut practic toate experiențele din viață. Dragul meu, cu cine vorbești? Eu sunt curioasă, din experiența dumneavoastră, persoanele care au apelat poate la această tâlmăcire a cifrelor, s-au regăsit sau a fost ceva care poate nu au fost de acord cu ceea ce le-ați spus dumneavoastră? De cel mai des când ajung la consultație, atunci când suntem în trecere, de la o cifră la alta. Adică, practic, aici eu știu ce să fac, mai departe nu știu ce să fac, nu mă găsesc. Da, desigur, ajută să regăsesc, deci vin intuitiv, vreau să vă spun. Deci, anume, în perioada aceea, când trebuie să aud, spre exemplu, câteva fraze sau, spre exemplu, câteva îndrumări sau blocaje. De ce eu, fiind soare, nu sunt acela care încălzește toată lumea și sunt rece, de fapt, și sunt închis. Deci sunt blocaje, clar că este o caracteristică mai detaliată a hărții numerologice sau, spre exemplu, aici. De ce fac și nu am bani, spre exemplu? Parcă sunt lider, dar nu pot realiza. Deci sunt blocaje și programe cu care venim, de fapt, ați auzit, cred că karma, da? Aceea karma, programe karmice care le putem nu activa, dar dezactiva, debloca și a primi ca o lecție, nu ca o problemă. Deci, cu alte cuvinte, ar trebui să fim în general atenți la cifrele sau numerele care apar în viața noastră. De exemplu, soarta noastră poate depinde de numărul de telefon pe care l-ai. Desigur, da. Cum ar putea influența asta? Deci, dacă adunăm toate cifrele de număr de telefon, da, este un număr care influențează, sau număr la mașină, sau la casă. Faci matematică? Da, eu am de vreo 20 de ani același număr de telefon. Și cifrele de numărul de telefon
telefon și cifrele care e numărul casei și cifrele la numărul la mașină au o energie, da? Spre exemplu, dacă un număr cu cifra 1 este soare, este acela care încălzește, da? Este acela care o să ajute să realizeze toate ideile. 2, o să ajute la comunicarea, spre exemplu, cu oamenii, nu contează cine, și analiză mai detaliată. Cifra 3 este un număr, dar de obicei noi alegem intuitiv. Un profesor o să aleagă neapărat un număr care rezultat va avea 3, fiindcă este guru și este mentor. Chiar să verificați și o să vedeți că noi deseori alegem intuitiv. Sau, spre exemplu, dacă este cifra 7, este un număr care aduce mai multă spiritualitate, da? Și conexiunea aceea cu universul, cu divinitatea sau cu Dumnezeu. Sau 6, acela care este creativ. De obicei, care se ocupă cu partea creativă, numărul rezultat va fi 6, cu siguranță. Dar ce ne puteți spune despre această cifră atât de interesantă, 8? E o cifră foarte... E și infinit și o cifră karmică. Apropo, din câte știu eu, la mine e cifra 8, dacă le însumesc pe toate. 9. 9? Da, 9, exact. Cu siguranță. Cifra 8 apare foarte des în viața mea, știi? Da. Și de asta întotdeauna cineva zicea că e cifra infinitului, că... Dar cifra așa 8 n-am este înțeles. Profesorul nostru, destul de sever, este planeta Saturn, este karma. Deci anul acesta suntem sub influența cifrei 8 și să nu vă mirați că o să vedeți această cifră peste tot. Wow. Și dacă o vedeți și dacă ați observat această cifră, înseamnă că undeva greșiți, undeva aveți o lecție de trecut. Deci ce este de fapt karma? Este cauza efect, da? Sunt niște facturi care nu sunt achitate din anii precedenți, care neapărat să se formeze acest echilibru în univers. Vin niște facturi care le achităm și atunci noi facem balanța aceasta perfectă, da? Dar există, scuză-mă, cifre pozitive și negative? Nu există. Norocoase sau mai puțin norocoase? Da. Bine, se spune că poartă norocul cel mai mult cifra 6, da? Iată cifra 6 care este în gândire. Trebuie să mă porți după tine că am să-ți fiu norocul tău. Și cifra 7, dar atunci când sunt echilibrate. Deci cifra 6 este despre norocul material și bunăstare, cifra 7 este despre norocul spiritual. Dacă vrei să activezi intuiția și să fii mai intuitiv, deci este cifra 7. Dacă vrei să fii în bunăstare, bunăstarea asta de viață, atunci este cifra 6. Bine, și ele toate sunt și pozitive și negative. Planeta nu ne poate influența doar într-o variantă. Deci avem mai multe părți. Dar trebuie, dacă ești conștient, atunci tu te prinzi. Da? Dacă ai activat ego-ul, el este, nu poate apărea aici. Fără ego nu este posibil. Dar atunci când noi ne prindem și suntem conștienți și înțelegem că, uite, stai, sunt iubitori de Dumnezeu, cei mai iubiți de Dumnezeu. Dar cum vine mesajele la cifra 1? Vin prin oameni. Dar ei, când sunt în minus, ei nu aud oameni. Deci eu aud doar pe mine și nu mai există nimeni în jur. Adică să vă auziți. Ok, ați zis mai devreme de planete. Ne guvernează și pe unul și pe celălalt diferite planete? Și ce planete sigur. Sunt aici este luna. Astea sunt cei care sunt foarte intuitivi. De cifra 2, apropo, este o dată care este foarte rară. Deci se nasc oamenii cel mai rar, data de 2, să știi. Trebuie să vezi cine mai născut pe 2. Poate nimeni, să... eu doar sunt. Eu. Măi, eu. Ia uite, mai ai. Noi doi doar. Noi doi doar. Deci, într-adevăr, dacă e 11, 29 la fel, sau 20 este 2, dar anume 2 au intuiții foarte, foarte puternică și se spune că sunt mai aproape de Dumnezeu. Deci aici este luna, aici este Mercurul, da? Este acela care explorează toată lumea, dar are nevoie și de libertate, da? Libertatea gândirii. Și aici este soare. Aici la fel la noi apare Mercur, care are nevoie absolută libertate, da? A instrumentului prin a explora, deci a călători, spre exemplu, a vedea mai multe lumi, culturi, oameni, contacte cu oamenii, da. Venera. Și aici avem Marte, foc și luptător. Iată cum. Doamna Lungano, ați avut cazuri când cifrele erau atât de diferite încât ați înțeles din prima că oamenii ăștia absolut nu sunt compatibili? Și dacă ați fost nevoită să le dați această știre? Deci, în relații karmice, cifrele într-adevăr sunt absolut diferite. Ce înseamnă relații karmice? Atunci când noi ne întâlnim în parteneri, ca cuplu, nu contează, ca prieteni, ca părinți, părinte-copil sau frate cu soră, deci trebuie să trecem anumite lecții. Și dacă o să fim foarte compatibili perfect, spre exemplu, cum ar fi cineva cu 2 și persoana cu 1, atunci lună și soare sunt perfecți. Deci nu vor trece nicio lecție. Deci relații karmice de obicei sunt cu cifre absolut diferite. Deci se învață unul de la altul și toate lecțiile pe care le trec, adică este o karmă, de fapt. Și se întâmplă interesant. Foarte des. Am putea discuta la nesfârșit. O ultimă întrebare. Atunci vă apelează femei, domnișoare sau domni care vor să intre într-o relație și vă spun din start data ca să vadă ce îi așteaptă?
Da, ei văd, e posibil prin numerologie de văzut ce te așteaptă, care sunt energiile în această, da. Deci atunci când, bine, nu putem schimba, dar putem accepta acest lucru, dacă ești, nu ești bine, deci ești în perioadă mai, așa spun, în perioada zero, și atunci când eu spun că da, este perioadă complicată, dar peste un an tu ești, stai liniștit și meditează sau e o posibilitatea de a face o liniște în suflet, uh-huh. atunci este mult mai ușor să treci această perioadă. Deci sunt aceste răspunsuri care ne ajută. Într-adevăr am putea discuta la nesfârșit aici și e foarte interesant, e captivant. Noi vă mulțumim pentru prezență. Într-adevăr, trebuie să acceptăm cifrele în viața noastră. Că nu în zadar apar, apropo. Bănuiesc că ele cumva apar și planetele se guvernează. Vreau să spun altceva, că noi singuri le alegem. Înainte de a veni aici pe pământ, sufletul singur alege. Sub ce cifre să vină el? Ce lecții trebuie să treacă karmice? Bine, nu există instrument care poate demonstra, dar cu siguranță. De cei care, bine, pot să crezi, pot să nu crezi, dar oricum suntem influențați. Și atunci când cunoaștem această influență, ajungem mai ușor la misiune și avem energie, resurs, stare și tot în viață. E probabil acum că ne-am aflat și noi care este menirea noastră și compatibilitatea, o să fim și noi utili în continuare, cum am fost și până acum. Vă mulțumim și sper să ne mai revedem.